Era odată, într-un sat, doi flăcări, nu foarte deștepți. Unul se numea Păcală, iar celălalt Îndală. Și cât era ziua de lungă, ei nu făceau decât să încurce lucrurile. Se apucau de ceva, dar îndată lăsau totul baltă pentru a se apuca de altceva. Și nu terminau niciodată nimic. Le mai făcea și dandoasele, că întotdeauna trebuia să vină cineva după ei să îndrepte lucrurile. Așa a fost și în ziua în care, în satul lor, s-a organizat un concurs de spus povești. Cine spunea cea mai frumoasă poveste, primea ca premiu o pungă mare cu galbeni. Dândală, cum a auzit, a dat fuga la prietenului Păcală, care fiind mai leneș, dormea până la amiază, la umbra unui copac. Scoală-te, Păcală, nu mai dormi atât. A, dar de ce? De ce să mă scoală? N-am voie să dorm? Sunt tânăr și am nevoie de odihnă. Că eu așa știu. Că bătrânii trebuie să muncească și tinerii să se odihnească. Nu știu dacă ai dreptate, dar fii atent că avem treabă. Hai că avem treabă. Treabă, stai așa. Eu am căciulă, am suman, dar treabă n-am avut niciodată. Și dacă am avut, cred că am pierdut-o pe undeva. Nu lasă asta, mă, Păcală, că noi trebuie să câștigăm niște bani aici. Păi, vă bani, am pus bani la bingo. Am pus bilet la bingo și dacă câștigăm ne caută ei. Nu. În sat e un concurs de spus povești. Și câștigătorul va primi mulți, mulți bani. Ah, și te-ai gândit că ne dau nou? Păi da, noi trebuie să spunem cea mai frumoasă poveste. Băi? Și mă gândeam așa, de ce ne-am spune-o noi? Păi, prost te-ai gândit. Pentru că noi nu știm nici o poveste. Ei, nu, cum nu? Păi știu eu, nu știu eu pe aia cu pumbuța cu doi bani, când a plecat găina de acasă și după aia a găsit o pumbuță cu doi galbeni pe care i-a furat-o Sfânta Vine, nu? Nu cred că era povestea așa. Nu, bine, lasă că mai știu una. Care? Se numește Ursul Păcălit de Scufița Roșie. Nu cred că există așa o poveste. Nu, așa e, zic eu, cum mă vezi și cum te văd. Se spune că odată era o bunicuță care avea o nepoțică pe nume Scufița Roșie. Și cum bunicuța era bună prietenă cu vânătorul, că o salvase de nu știu ce lup, se gândește într-o zi să o trimită pe Scufița Roșie cu un coș de bunătăți la casa vânătorului care stătea tocmai de partea cealaltă a pădurii. Scufița nu voia să se ducă, dar nici pe bunică să o supere, așa că a plecat prin pădure cu coșulețul. Iar la o cotitură de drum s-a întâlnit cu cumătul urs. Mor. Aoleu, mori? Să chem salvarea? Nu, Scufiță, nu chema. Mor. Să sun la cimitir să pregătească loc. Nu, Scufiță! Păi nu mor! Nu, eu sunt urs. De fapt, știi ce? Mor de foame. Da, ce-ai în coșuleț? Nu-ți dau. Deci e de mâncare. Păi nu vrei să-mi dai și mie? Să-mi arăți? Copii, ăsta vrea să-mi fure mâncarea. Nu vreau! Vreau doar să văd ce ai în coșuleț. Da? E clar, ai ceva de mâncare. Nu vrei să dai câteva merinde unui urs bătrân care mor? Păi dacă tot mor, la ce să mai mănânci? Pentru că mor de foame. De ce nu te duci tu să pescuiești? Să pescuiesc? Dar ce, eu sunt pescar? Eu sunt urs. Plus că nu îmi place peștele. Ceva miere nu ai? Niște tarte cu miere? Miam. Mor de foame. Tarte cu miere, da. Știu unde, de unde poți să iei. De unde? De la cumătru lup. Are el o mulțime. Dacă te duci la casa lupului, îți spune el cum să faci rost de mâncare. Aha,
Deci zici că lupul are de mâncare? Da, o mulțime! O mulțime de ce? De talte cu miere și alte bunătăți. Trebuie doar să te duci la el. Mor, 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 mega mor. Hai că mă duc. Dar dacă nu are și mă păcălești, să vezi ce mă supăr. Eu să te păcălesc. Hai să mă duc. Mor, mor, mor. Și plecă ursul până la vizuina lupului, unde lupul tocmai cânta noua lui melodie preferată. Trăieți, cucuieți, ușa mamei descuieți, ia-te-a geaba, voi nu stați și zăvorul descuiați, că lupul va duce vă, asta, că lupul va duce vă, nu, e că mama va duce vouă, brânză, lapte, ouă. Mama va duce vouă brânză la pe ouă. Mor, 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 vreau și eu. Ce vrei, tu, ursule? Brânză, lapte, ouă, ce mai ai pe acolo? Păi nu am. Cum nu ai? Tocmai ai zis că aduci. Păi nu aduc, așa zice cântecul meu preferat. Eu acum nu mai mănânc din astea. Dar tarte cu miere mănânci? Nu, am trecut la un regim nou care mă ține în formă. Este pe bază de iezi. Pe bază de iezi? Vreau și eu, dă-mi și mie. Ce? Un ied, că mor de foame. Păi nu pot, că i-am mâncat. De fapt, nu. Stai puțin, că mai e unul. Un ied? Bun, și numai unul. Și cum dau de el? Păi te duci la casa caprei și începi să cânti. Trei iezi, de fapt, nu. Că mai e doar unul. Ied, ied, cucuiet, ied cu minte șuie, ușa ursului descuie. Aha. Dar vezi că trebuie să spilești dinții și limba pentru asta. Aoleu, de ce? Păi ca să ai glasul subțire, ied, ied, cucuiet. Da, de ce? Nu pot să mănânc fără să am glasul subțire? Știi ce? Eu vreau toate tartele pe care ai zis că scufița că le are. Că... nu, tu stai așa. Scufița a zis că tu ai tarte, le vreau pe toate. Nu, da, niciodată. Cum nu? Nu, n-am tarte cu miere, ți-am mai spus că n-am tarte. Of, auzi, știi ceva? Las că pun eu laba pe tine. Nu, 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 stai. Nu stau că mi-e foame, m-am săturat să stau, de atâtea povești. Uite, tocmai am primit o invitație. Este de la cumătra capră. Zice că face un parastas unde se mănâncă pe săturat. Nu vrei tu să te duci? Se mănâncă pe săturate? Da. Invitația e pentru mine, dar eu nu mai pot să închid nimica. De când am prins doi iezi, așa că du-te tu. Are și sat mare și plăcinte cu de toate. Că bine zici. Unde e asta? Păi uite, scrie aici. Stai să mă uit. Așa, uite, la scăunelul de ceară. Astă seară. Sună bine. Hai că mă duc. Bine, du-te, pa, pa! Pa, mersi, lupule! Cu plăcere, poftă bună! Mulțumesc! Bună ziua, cu mătră capră! Da, ce parastas ai pregătit! Mi-am plin de bucate! Ei, pentru iezișorii mei, cei ce s-au prăpădit, că nu aveam vizor la ușă, să știe cine sună. Mor, mor, mor. Așa e, toți mor. Dar iezii mei erau tine, nu trebuiau să moară. Da, ia zi, pe cum mătrul lup l-ai văzut? Văzut, cum nu? Dar are burta plină și nu se mai mișcă de la ce a mâncat. Rămâneai cu parastasul nefăcut dacă era să aștepți după el. Noroc cu mine, am venit și sunt mor de foame. Stai cu metre lup, urs, că nu sunt pentru tine. Adică pe mine nu mă omenești, adică ursulești? Ba da, nu am zis asta. Păi uite, mă așez aici pe scăunelul ăsta de chiară și îmi furic. Nu, stai cu metre, ursul, nu pe scaunelul ăla. Nu acolo, acolo e scaunul lupului. Da, ți-am zis că lupul nu vine, am venit eu. Stai, măș, Martine, stai așa, că nu faci bine, nu este pentru tine. Mamă, de ce
cald este! Aoleo, lupul precis face saună! Regimul lui cu iezii priește! Săracul urs a căzut în groapa pregătită pentru lup! Mă, Tândală, sigur așa e povestea asta? Păi cum te văd și cum mă vezi? Cum altfel să fie? Eu așa țin minte, sunt aproape sigur că așa a fost. Nu cred să câștigăm cu ea. Băi, uite, ursul și-a primit dreapta pedeapsă pentru că voia să mănânce bucatele din scoșul scufiței. Aha, și tu povestea asta zici tu o câștigăm noi? Câștigăm, cum să nu câștigăm? Pe cuvântul meu, de când nu câștigăm. Nu place povestea! Cine a scornit-o? Din cauzul cui mi-a mars o blană! Îl pun eu laba pe voi! Și uite așa, flăcăii noștri, încurcătorii de povești, nu s-au mai dus la niciun concurs. Și au fugit cât îi țineau picioarele cu un urs supărat pe urmele lor.